Pompierii au luptat cu flăcările timp de aproape 3 ore. Mai mult de 100 de persoane au fost rănite, 13 dintre ele se află în stare critică. O parte dintre cei răniți au murit în drum spre un alt spital. În momentul izbucnirii focului, în interiorul spitalului se aflau aproximativ 200 de pacienți. Aceștia au fost evacuați cu ajutorul unui elicopter.